Domnul Andrei Spânul recomandă procurorilor să nu calculeze cât costă un drum și cum se face, el vorbește aici despre drumul, dar să se ocupe de prinderea hoților. Reacția vine după ce domnul Spânul a fost întrebat despre punerea sub acuzare a șefului administrației de stat a drumurilor în dosarul construirii drumului Lova Bumbăta. Da. Ei deja dau în direct sugestii procurorilor ce se ocupe? Gheorghe, acest lucru s-a făcut tot timpul. Cu ce deosebesc ăștia de azi, deși precedenți de tăți? Că eu fac asta, mă știam de la televizor și îmi postări pe Facebook, știi cum? Că înainte plăhiș, trebuie să fac o combinație. Să duc o mașină operativă, să-l aduc pe un procuror, să-l ies telefoanele într-o parte, știi cum? Să-l aduc pe la GBC. Acolo să-l întâlnească și Serioja Iralov, să-l duc într-un cabinet, să-l îmbrobăți, să-l pregătească. Voi, cu placa, îți vorbește așa, așa, dar nu temi că noi în așa ruc, că ceva spunem în guș. Adică era там целая комбинация, înțelegi? Azi, как бы, nu mai sunt plicuri cu scrisorile secrete, înțelegi? Adică se face așa cum ai văzut tu, știi cum? Mai ideea tot открыто, savremeno, pa-evropeiski.